Vă salut! Numele meu este Calm Calina, sunt elevă în clasa 8-a, în instituția privată Liceul Da Vinci. Această carte a depășit granițele cărților și și-a luat o viață proprie, creând o mișcare pe tot globul. Este vorba despre Alchimistul de Paulo Coelho. Nu este adevărat că tot vrem să credem pe bătrânul rece când spune că cea mai mare minciună din lume este că la un moment dat ne pierdem capacitatea de a ne controla viața și devenim pionii destinului? Spre deosebire de multe povești literare populare, alchimistul prezintă inițial dragostea nu ca pe un scop, ci ca pe un obstacol. Santiago spune că dragostea sa inițială față de fica comerciantului este singurul lucru pe care îl face să-și dorească să rămână într-un singur loc pentru totdeauna. Această dorință stă în opoziție directă cu călătoria pe care trebuie să o parcurgă pentru a-și îndeplini legenda personală. Când Santiago își găsește adevărata dragoste, Fatima, în oază, se simte și mai convins să-și abandoneze legenda personală. Două expresii care mi-au atras atenția sunt: este posibilitatea de a realiza un vis care face viața interesantă și, când îți dorești cu adevărat ceva, întregul universul conspiră să te ajute să-l atingi. Alchimistul însuși are un mesaj că concentrarea pe sine poate conecta o persoană la natură și la lumea spirituală. De exemplu, Santiago învață secretele sufletului lumii doar urmărându-și propria legendă personală. De-a lungul cărții, Santiago trebuie să-și pună pe primul loc propriile interese în mod repetat, ca atunci când alege să fie păstor mai degrabă decât preot și când părăsește oaza pentru a-și continua călătoria. Dar ignorând totul, în afară de propriul său vis, Santiago își realizează adevăratul potențial. În acest fel, el pătrunde în sufletul lumii. Un singur cuvânt care prezintă esența cărții ar fi evoluție spirituală. Tensiunea dominantă a spiritualității evolutive a cărții apare cel mai clar atunci când Santiago încearcă să se transforme în vânt. În contextul romanului, atunci când un element natural sau individ urmărește o legendă personală, acesta va evolua într-o stare superioară a ființei. Scopul creației constă în toată natura, inclusiv oamenii și obiectele neînsuflețite, care suferă această evoluție până când universul atinge perfecțiunea. Această filozofie diferă de spiritualitatea tradițională prin aceea că cere ca tot ceea ce își urmărește visul individual să atingă această stare mai degrabă decât să practice abnegația. De fapt, romanul înfățișează chiar personaje religioase care practică tăgăduirea de sine, precum negustorul de cristale, drept eșecuri. Nu a fost surprinzător că alchimiștii tindeau să-și concentreze eforturile pe substanțe biocolorate. Ei credeau că pentru a face piatra filozofală trebuie să transforme materialele inițiale printr-o anumită secvență de schimbări de culoare: negru, alb, galben și, în final, violet sau roșu. Prin urmare, rețetele au gravitat către compuși de plumb, arsenic și antimoniu, care pot prezenta aceste culori. Dacă ar trebui ca eu să aleg o culoare, cred că aș alege între galben, portocaliu sau roșu. Galben reprezintă fericire, căldură și soare, portocaliu entuziasm, creativitate, succes, încurajare. Roșu, energie fizică, pasiune, curaj, putere, voință și dorință. Coperta cărții se potrivește complet cu esența cărții. Dacă ar trebui să facem un desen grafic cu simbolurile cărții, coperta ar fi exemplu perfect. Micile simboluri pe care le găsești pe copertă au un impact major în carte. De ce vă îndemn să citiți această carte? Citirea acestei cărți mă readuce mereu pe calea cea bună spre realizarea viselor pe care le-am pus în așteptare. Încercăm întotdeauna să facem ceea ce se așteaptă toată lumea de la noi, cum ar fi să urmărim o carieră pe care o urăști doar pentru că așa face toată lumea. Recunoscând legenda mea personală, fiind capabil să vorbesc cu copacii, cerul, cu furnicile, mezul pământului, particule de aer și cu inima mea, simțind o conexiune spirituală mai profundă cu tot cei care sunt în jurul meu, simțind pe Dumnezeu în mine și să nu-mi fie frică de a eșua sau de a face față provocărilor, sunt doar câteva dintre puținele lucruri pe care mi le-a oferit această carte. Vă mulțumesc!